Bine v-am regăsit, stimați prieteni, la o emisiune pe care v-am promis-o, tot cu invitatul nostru, dr. Ciprian Sturz, despre un subiect care pe mine personal mă preocupă și se pare că și pe alții. Am dat peste niște studii în interesele mele legate de somn, peste niște studii interesante, tot în media de pe sticlă, și anume că în mediul urban din Europa se doarme foarte, foarte puțin. Avem, mai ales în populația tânără, o medie de somn între 4 și 6 ore pe noapte, cu somn profund sub 2 ore în fiecare noapte. Asta înseamnă foarte, foarte puțin cumulat pe termen lung. Și eu sunt interesat de acest subiect pentru că spuneam altă dată, prima întrebare pe care își adresau lui Dumnezeu față în față este: de ce a inventat somnul și ne pune să dormim din 75 de ani din viață, dacă ce spune Psalmul 90 se întâmplă unora dintre noi între 70 și 80 de ani? 75 de ani de viață, dormim 25 de ani. Enorm. Dintr-o zi de 24 de ore să trebuiască să pierdem efectiv 8 ore din distracții, din muncă, din relațiile cu prietenii, din tot felul de activități fascinante pe care le-am putea îndeplini în viață. Și totuși se pare că suntem condamnați la somn. De ce? Cum? Ce se întâmplă când dormim? De ce trebuie să dormim? Ce înseamnă un somn sănătos? Ce înseamnă apnea în somn? Despre asta aș vrea să discutăm cu invitatul nostru, a doua oară, împreună cu noi, dr. Ciprian Sturz. Bine ai revenit! Bine v-am regăsit și mulțumesc de invitație. Bun. Somn. De ce somn? Ce se întâmplă când dormim? Care este explicat așa pentru ascultătorii noștri mai puțin obișnuiți cu termenii medicali, dar totuși cu detalii, să înțelegem de ce totuși trebuie să dormim și mai ales pentru generația care ne succede nouă, din ce în ce mai puțin interesați de această activitate. Somnul a fost o enigmă secolul de-a rândul și a fost în același timp un mister care trebuia elucidat pentru oamenii de știință din orice epocă. Știm cu toții de Freud, de Carl Jung, care au încercat să vadă ce se întâmplă cu subconștientul nostru în timpul somnului. Uh-huh. Dar pe lângă partea creierului despre care ziceai, în același timp sunt niște mecanisme fiziologice la nivelul întregului corp care trebuie refăcute sau readaptate pentru ziua, pentru a doua zi, ziua care urmează. Noi avem tendința la nivel neinițiat de oameni de rând, oameni care nu lucrează în știință, să avem impresia că stingem becul, ne culcăm și ne trezim a doua zi și totul e ok. Adică ce se întâmplă de dimineața până de când stingem becul până ne trezim dimineața nu ne interesează. Știm, sau poate probabil unii dintre noi știm, că dacă ne deprivăm de somn, practic viața noastră se duce, în sensul că putem muri dacă nu dormim zile în șir. De asta securitatea folosea, și nu numai securitatea, și Gestapo, metode de tortură, lipsa de somn, tocmai pentru a pune omul într-o stare la limită. Sovieticii erau cei mai buni, se pare, în acest metod de tortură. Descoperiseră substanțe care țineau treaz organismul uman, persoana, pentru că odată e să ții treaz un individ, dar să faci tot organismul să refuze somnul, s-a ajuns, citind despre aceste experimente, s-a ajuns la canibalism, s-a ajuns la forme extreme de demență, la agresivitate extremă, pornind de la primele semne de incoerență în gândire, în vorbire, până la cele mai dramatice forme de agresiune față de apropiat sau față de propriul corp. Creierul, practic, noi avem o parte a creierului, cea cu care noi comunicăm acum, care are nevoie de repaus, de odihnă, și de asta Dumnezeu a îngăduit somnul. Avem și o parte a creierului care lucrează automat, chiar și acum noi când vorbim nu ne gândim că respirăm. Și la fel, celelalte funcții ale corpului au nevoie de odihnă, dacă vreți să spunem așa, în sensul că respirația scade, frecvența cardiacă scade, tocmai pentru ca corpul să se liniștească și să intre într-o perioadă de refacere. Somnul, practic, asta se întâmplă și, cum spuneam și la emisiunea anterioară,
legat de tuberculoză, practic în momentul în care nu dormi, inclusiv sunt deja demonstrate științific, sunt proteine care ajută la refacerea imunității sau la construirea imunității, care nu se pot reface dacă nu atingem anumit stadiu de somn. Cineva mi-a explicat, tot medic, mi-a explicat, ca să mă convingă să dorm, că ce se întâmplă în organismul meu, așa, pe înțelesul profanului, este că în momentul când dormim, se produce un mecanism de autocurățare, mai întâi la nivelul creierului. Creierul își face curățarea de toxine, se produce apoi în întreg organismul o atenuare a tuturor stări, a întregii activități, tocmai ca să faciliteze această reorganizare. Imaginea era atunci când avem un program de computer care reorganizează hard disk-ul și rearanjează toate cele secvențe de informații. Același lucru se întâmplă când dormim, de aceea când ne trezim putem gândi mai limpede, suntem mai alerți și un somn scurt de 10 minute, faptul că suntem la condus, ești foarte obosit, lași puțin capul pe tetieră și ațipești un pic. Această ațipire dintr-o dată îți limpezește mintea, îți clarifică, îți reorganizează reflexele. Ce se întâmplă chiar în scurtele ațipiri față de somnul de noapte, față de somnul profund? Deci creierul are, Dumnezeu a îngăduit ca creierul să se refacă, pentru asta are nevoie de câteva stadii pe care noi trebuie să le atingem. În momentul în care noi dormim, practic, anumită, în funcție de vârstă, dormim anumit număr de ore. Într-adevăr, ca să fac o paranteză, pe fiecare dintre noi cred că ne-a fascinat somnul și am fi vrut să dormim cât mai puțin, tocmai ca să fim mai activi. Mi-aduc aminte că eram impresionat de Mircea Eliade, care a ajuns la 2-3 ore de somn pe noapte, Cioran, care a avut ani de zile în care se declara insomniac. Închid paranteza aici. Cu toți am fost fascinați, dar în același timp, în funcție de categoria de vârstă, dormim anumit număr de ore, care, empiric vorbind, s-a demonstrat că cu cât înaintăm în vârstă, necesarul de somn scade. De asta un pacient de 70 de ani care doarme 5 ore pe noapte, nu înseamnă că e insomniac. S-ar putea ca aia să fie durata necesară lui. Ei, în momentul în care creierul nu-și face anumite stadii, nu și le face corect, în timpul zilei va simți necesar să le parcurgă și de aici apar problemele. Sunt pacienți care fac lucruri de rutină, de exemplu șofatul pe distanțe lungi, și în momentul acela creierul, care el e șeful, intră într-o stare de, își face starea de somn. Sunt chiar parasomnile, denumim noi, adică patologii care țin de somn, în care poate ați văzut în comedii în care cineva vorbește cu tine și dintr-o dată cade cu fața în supă. Asta e o boală care se întâmplă, în care creierul își face stadiul de somn care n-a fost făcut în timpul somnului. Se întâmplă din ce în ce mai mult la tineri, pentru că ei dorm mai puțin, stau foarte mult. Am pacienți care lucrează pentru companii de dincolo de ocean, unde fusul orar este altul, și noaptea, în loc să doarmă, ei stau pe calculator, iar ziua nu pot să refuze alte plăceri și somnul într-adevăr scade. Ei, de aici încep să apară patologii care influențează, patologii ale somnului care influențează viața de zi cu zi. Aici este pericolul major. Eu însumi am făcut un astfel de experiment nedorit. Trebuia să predau niște documente, aveam un deadline și ce bine îi spune deadline, pentru că e învecinat cu moartea. Într-o săptămână am dormit între 7 ore până la 10 ore maxim în decursul unei săptămâni. În a șaptea zi am avut niște stări de fizice, de rău, pe care n-aș vrea să le mai retrăiesc, inclusiv crampe musculare acute, înțepeniri de mușchi, tot corpul meu striga după odihnă. Am dormit în jur de 18 ore, dar în următoarele săptămâni a trebuit gradual să recuperez această perioadă de efort intelectual maxim și n-aș mai repeta experiența pentru nimic în lume. Mai am uneori călătorii lungi în care, dacă călătorim peste ocean, apare această acomodare la fusul orar, care iarăși o resimt cu vârsta la câteva zile după aceea de recuperare.
De ce este important să dormim în diferite feluri? Înțeleg că este somnul acesta, ațipirea, este somnul de noapte și în timpul somnului de noapte avem niște stadii despre care ai vorbit. Care sunt acele stadii în care adormim? Este un somn, este intrarea în somn, simțim așa că ne pierdem față de realitate și vorbesc specialiști de somnul profund. Ce este acela? Sau ce se întâmplă? Practic, somnul profund, noi spunem REM, de la Rapid Eye Movement, e somnul în care creierul visează. Și aici probabil că are loc acea curățare, dacă vrei, a sinapselor și a bagajului pe care l-a acumulat creierul în timpul zilei. Practic, noi, ca să fac o imagine, fiecare dintre noi simțim durerea mai bine seara. Pentru că seara creierul, în timpul zilei creierul e expus și primește informații din toate părțile. Practic e ca un burete care absorbe, fără ca noi să ne dăm seama. Ei, în seara când ne punem în pat, de aceea se acutizează durerea sau de aceea simțim durerea mai acută, pentru că noi întrerupem sinapsele tocmai pentru a ne crea condițiile ca să dormim. Nu știu dacă e așa de important să înțelegem ca și pacienți sau ca și oameni de rând neapărat stadiile, pentru că Dumnezeu a lăsat acea perioadă de somn care la adulti de 7-8 ore, la adultul tânăr și la pacienții în vârstă scade, ci efectiv trebuie să înțelegem că în timpul somnului se întâmplă lucruri care ne ajută să ne revenim pentru a doua zi și dacă nu le se întâmplă lucrul acesta, va avea un impact pentru viața noastră de zi și pe termen lung. Și de aceea am vrut să discutăm de apnea de somn. Pentru că apnea de somn întrerupe aceste stadii, întrerupe evoluția normală, fiziologică a recuperării din somn, iar pacientul a doua zi va avea repercusiuni care pot să-i pună chiar în pericol viața, atât în termen scurt, cât și pe termen lung. Pentru că ai amintit de apnea de somn, am un prieten care lucrează în învățământ universitar, predă și la un moment dat a simțit că în timp ce el predă, vorbește, adoarme. Pentru asta a trebuit să se ridice și să plimbe printre studenți, printre bănci. Nu l-a ajutat foarte mult. A adormit la stop de câteva ori și asta l-a îngrijorat. Și a descoperit, după analiză, că are apnee de somn. Practic, el nu se odihnea cum trebuie. Cum se manifestă această apnee? Sau ce produce, ce întrerupe, ce efecte are pe termen scurt și pe termen lung? Apnea, ca și definiție, este o întrerupere a fluxului de aer la nivelul din afară spre plămân mai mult de 10 secunde. Apnea, noi o considerăm ca fiind de două feluri, apnea centrală și apnea obstructivă. Acum, ce înseamnă asta? Înseamnă că, v-am spus mai înainte, creierul are o parte care se odihnește, cea cu care noi comunicăm, care are nevoie de odihnă și este o parte a creierului, la baza creierului, care lucrează automat. Ei, în timpul somnului se pot întâmpla două lucruri. Și o să vorbesc în primul rând de apnea centrală, care e mai rară. Creierul uită să trimită semnale spre cutia toracică ca să creeze mecanismele pentru inspir. Nu o să intru în detalii, că sunt tehnice. Acest tip de apnee se întâmplă cel mai frecvent la pacienții în vârstă, care, datorită vârstei, circuitele îmbătrânesc, ca să zic așa, mai în termeni mai acceptabili, care au avut accident vascular în antecedente, insuficiență cardiacă. E o apnee care e mai puțin frecventă. În schimb, cea obstructivă înseamnă că creierul își face treaba, el trimite semnale, dar pe parcursul traiectului aerului se întâmplă o obstrucție, adică va fi o barieră care va opri aerul să intre în plămân. Degeaba creierul trimite semnale, în zadar încearcă corpul să tragă aer, pentru că este un dop care închide traiectul. Și aceasta se numește apnea obstructivă, care e mult mai frecventă și din ce în ce mai frecventă, atât în Europa de vest și în Statele Unite, cât și la noi, mai ales în zona aceasta geografică, de mai frecventă la adulții tineri. Și asta le pune în pericol viața și le afectează traiectoria vieții, crescându-le riscul de boli cardiovasculare. Există riscul de deces prin somn? Pentru că la un moment dat pe unul dintre prietenii mei, nu acesta, ci altul, și-a făcut o analiză a somnului
aș vrea să ne explici ce înseamnă asta. Și la un moment dat a avut recordul de aproape 3 minute de apnee. Asta înseamnă că al lui creier nu s-a oxigenat pentru aproape 3 minute, ceea ce produce, bănuiesc eu, daune cerebrale majore. Se știe că un creier care este în hipoxie mai mult de 3 minute și ceva 6, este... 6 minute. Da. Cât este mit și cât este adevărat că poți muri din cauza apneei, poți muri prin somn? Din păcate, boala e subdiagnosticată, adică e mai mult mit pentru mulți dintre noi. Uh-huh. Adică considerăm că stingem becul, facem cele 8 ore de somn, ne trezim dimineața și mergem înainte. Ei, problema e că în timp ce lumina e stinsă și noi credem că dormim, corpul nostru nu respiră corect. Noi în stare de trash fiind, trebuie să avem o saturație a oxigenului peste 90%. În general, cam toată lumea are peste 95% dacă totul e în regulă. În momentul în care dormim, scade la toată lumea cam cu 1-2%. Asta înseamnă că în nicio condiție nu are voie să scadă sub 90%. Ei, din păcate, la pacienții care fac și vorbesc în special de apnea obstructivă, pentru că e mai frecventă, le scade drastic, iar colegului tău care nu a respirat 3 minute, probabil i-a scăzut undeva spre 50%, adică jumate din cât ar trebui. Spun asta pentru că eu am pacienți care 120 și de secunde nu respiră și le scădea la 50-55 saturația. Enorm. Ce se întâmplă? Practic, factor de risc pentru apnea obstructivă se consideră a fi bărbatul cu o circumferință peste 45 de ani, care sforă intens sau are ronhus noctur, cum îi spunem noi, care are un perimetru cervical cei mai duri spun peste 41 de centimetri, cei mai îndulgeți peste 43, adică numărul la cămașă 43, da. Și 110-120 peste abdomen. Asta înseamnă obezitate. Obezitate, creșterea indexului de masă corporală. Ei, în momentul când ai toate aceștia, ai cu siguranță boala, rămâne de stabilit în ce stadiu e. Practic, această întrerupere de 10 secunde poate fi normală până la 5 evenimente pe ora de somn. Peste 5 evenimente de ora de somn se consideră boală. Peste 5 până la 15 este o boală minoră, peste 15 la 30 boală moderată, iar peste 30 și severă pune în pericol viața. Adică omul, pacientul acela poate deceda, poate muri în somn. Și am poate auzit face cu un toții, infart miocardic. Poate face un infart miocardic. Da, da, pentru că inima fiind lipsită de oxigenare, inima fiind un mușchi, se declanșează toate aceste... Problema e că acești pacienți au inima lipsită de oxigen, cum spui tu, zile în șir, în șir, nu se întâmplă... Aceste inimă deja ar trebui să fie un cord mărit, probabil, observabil și de cardiolog. Bun, cum ajungem? Asta e, spuneai foarte bine, subdiagnosticată. Cum ajungem? Pentru că în toate celelalte boli ne putem auto-observa. Observ că mi-a apărut ceva pe piele, observ că s-a schimbat aspectul exterior, tușesc dacă sunt bolnav de tuberculoză, dar dacă sunt adormit, n-am cum să mă auto-observ. Cum mă pot îngrijora și diagnostica? Că la un moment dat o să ajung vorba spusei oarecum comice, culcat sănătos, trezit mort. Cum mă duc la un medic, este cineva specialist în somnologie, mi se face o analiză, mă culc într-un cabinet, ce ar trebui să fac sau ce ar trebui să știu că dacă observ că sunt obosit tot timpul în ziua, îmi pică capul la volan, lucrez și sunt probabil pacienți de-ai tăi care lucrează cu instrumente ascuțite, cu strunguri, cu astea și ce riscant este să manipulez o macara rulantă sau altceva, obiecte grele sau obiecte ascuțite, diferite mașinării, fiind inconștient de gravitatea acestei boli. Deci ce se face? Cum se diagnostichează? Bun. E ușor de diagnosticat, dar aș vrea să încep totuși să explic un pic ce se întâmplă în timpul somnului. Uh-huh. Probabil am auzit cu toții și mi-aduc aminte de când eram copil, în momentul în care se electrocuta cineva, cei din jur spuneau că au sărit să nu-și înghită limba. Uh-huh. Nu-și înghită acea persoană limba, doar din cauza că e în comă și cu tonusul scăzut, tonusul muscular, limba are tendința să gliseze, să alunece sub forța gravitației spre posterior, unde închide efectiv ca un dop, calea respiratorie. Și acel pacient nu va muri, acea persoană nu va muri electrocutată, va muri efectiv că nu mai are aport de aer. Pentru că scoaterea limbii este un act voluntar.
Deci noi nu putem scoate limba în comă sau când dormim profund, pentru că somnul nostru profund seamănă cu coma. De asta se spune în popor că doarme de postă aia lemne pe el, pentru că el nu știe ce se întâmplă cu în jurul lui. Da, da. Bun. Ei, la persoanele care au, v-am spus, peste 45 de ani, dar am pacienți și mai tineri care au peste 43 la cămașă și îs mai supraponderali, în momentul în care dorm și mai ales pe spate, limba are tendința să gliseze, să alunece și să închide sau măcar să diminueze, ceea ce va crește efortul respirator. În momentul în care este obstrucție efectiv, se întâmplă apnea. Ei, acum apnea asta se poate întâmpla și la copii, se poate întâmpla și la adulți și la persoane în vârstă. Dumnezeu a lăsat loc la toată lumea să putem respira, că altfel în timpul somnului profund, când la toată lumea cade limba spre posterior, am murit toți în somn. Problema e la cei care și-au crescut prin aport alimentar circumferința cervicală sau am pacienți care au anumite anomalii la nivelul fiziologice, da. Și la aceștia se întâmplă mai frecvent. Acum, în timpul somnului, când dormim profund, limba cade, închide. În momentul ăla, persoana încearcă să respire, ea nu poate respira pentru că ea visează, nu poate scoate limba, nu poate inspira aer și partea aceea creierului care lucrează automat trimite semnale pentru respirație. În același timp primește semnale că saturația, nivelul de oxigen scade dramatic și atunci încearcă să trezească creierul care doarme, cea cu care noi comunicăm acum și care e într-un stadiu de somn de recuperare. Trezește-te că altfel murim. Și atunci pacientul se trezește, trage aer și adorme instant. Ce facem noi? Ce auzim noi pe înregistrări sau le vedem pe înregistrări? Pacientul sforie, că de obicei asta se întâmplă la mari sforăitori. Sforie, dintr-o dată nu se aude nimic și am pacienți care două minute și nu respiră, după care dintr-o dată e ca și cum l-ai fi ținut cu capul sub apă, îl auzi cum trage aer adânc și sforie din nou. Noi o denumim asta științific microtrezire, adică creierul nu s-a trezit efectiv, pacientul nu s-a trezit în picioare, ci doar creierul a trecut dintr-un stadiu de somn în stadiu de veche, după care încearcă să adormă din nou. Ei, cu cât îți mai multe astfel de opriri în timpul somnului, cu atât pacientul va fi mai obosit a doua zi, ca să trece și la simptome. Dar mai este o trezire, care, din păcate, chiar și colegi de-a mei o confundă cu insomnia. Adică pacientul se trezește brusc noaptea din somn, foarte lucid. De obicei, când te trezești din somn, din anumite motive, la copil, etc., te trezești foarte buimac. Nu știi exact, e zi, noapte, ce se întâmplă. Ei, când te trezești din cauza apneei de somn, te trezești foarte lucid. Și nu mai poți adormi. Din ce cauză? Pentru că corpul a fost sub o presiune, s-a descărcat adrenalina, parcă era în pericol de moarte. Dacă nu se trezea, ar fi murit în somn. Și în același timp nu mai poate adormi. E ca și cum, le mai zic pacienților mei, e ca și cum ar intra cineva peste tine noaptea în somn și când te trezești în pericol de moarte, te trezești activ. Și atunci ei nu mai pot adormi și se confundă cu insomnia. Aceasta e o trezire veritabilă. Se întâmplă în timpul somnului. Simptomele sunt de două feluri. Cele care le poate remarca pacientul și cele pe care le pot remarca colegii noștri medici. Cele pe care le poate decela sau vedea pacientul, în special somnolența diurnă. Începem, pacientul se trezește dimineața și ar mai dormi, dar din cauza că lucrează, ceasul sună, trebuie să meargă, se pune și se duce la servici. Cefalee matinală, se trezește cu durere de cap, fără să aibă alte simptome. Irascibilitate. Dacă boala se repetă în fiecare noapte are apnee de somn, creierul va începe să dea semnale și va începe să uite lucruri. De obicei, nu mai știi ce ți-a zis soția să cumperi de la piață, nu mai știi unde ai pus cheia, dacă ai închis ușa la mașină. Asta înseamnă că creierul începe să protejeze, elimină informații în plus și... Da, dar el practic nu s-a putut odihni și atunci nu mai poate procesa, pentru că noi în timpul zilei suntem expuși și creierul absorbe și atunci informațiile care le considerăm oarecum neimportante le uităm foarte repede, ceea ce înainte nu uităm. Dar cel mai important e somnolența diurnă, adică pacientul în timpul zilei, dacă cineva l-ar lăsa, ar tot dormi. De obicei, recuperăm în timpul weekendului. Și aici vorbesc de somnolența diurnă care nu o legăm de altceva, pentru că și tu expuneai acea perioadă în care nu ai dormit pentru că avea un deadline. Bun. Putea să fie somnolența, adică era clar somnolența legată de acel eveniment. Dar dacă somnolența diurnă legată nelegată de altceva, pentru că pacientul, cum a spus, se pune în pat la ora 10 seara, se trezește la 6 dimineața, deși a făcut timpul fiziologic de somn și cu toate astea e obosit. Ce mai poate observa? Semne de luptă în timpul somnului.
transpirații intense doar în zona gâtului, pentru că el, am văzut în camere, în laboratoare de somnologie, filmat cu infraroșu, și îl vezi pe pacient ca și cum cineva l-a strânge de gât. El încearcă să respire. Aici limba e căzută și cutia toracică, semnalele pentru respirație se transmit, el încearcă să respire, dar nu se poate intra. Pentru viață. Da. E luptă pentru viață. Și atunci e transpirat, hainele de pat, așternutul e foarte mototolit, foarte, se vede că are un somn agitat. Astea semne care le poate vedea pacientul, la el sau în jurul lui. Am putea să imaginăm că avem un complice, de exemplu soția. Să spună, uite, stai tu noaptea asta și observă-mă un dorm. Și ar putea fi o completare a tabloului informațional. Uneori soția îmi spune, fii atent că sfori, întoarce-te pe o parte sau pe alta că sfori. Asta este o informație pe care deja am procesat-o și trebuie să-mi fac o analiză a somnului, încadrându-mă în parametrii de risc, cămașă, circumferință, vârstă și așa mai departe. Deci iată o informație de la un proxim, de la cineva din familie, sforăi noaptea sau în timpul zilei, horcăi dacă stai pe spate, da, horcăitul acesta sau anumite mișcări violente în somn care arată tocmai ceea ce spuneai, lupta pentru supraviețuire. De cele mai multe ori sau de foarte multe ori vin pacienții împreună cu aparținătorii pentru că ei se sesizează într-adevăr că ceva nu e în regulă, acel horcăi de care spuneai. Acum, și acesta e subiectiv, pentru că, v-am spus, până la 5 apnei pe oră se consideră normal, adică nu e boală. Iar aparținătorul, soția, poate să-l surprindă pe pacient chiar atunci și să fie foarte speriată. Da, poate să nu aibă boala sau să nu fie o boală severă. Ce e mai important e ca în momentul în care pacientul se sesizează că ceva nu e în regulă cu el, pentru că nu poți să te trezești cu durere de cap zi de zi, să fii tot mai obosit, pentru că oboseala asta se repercutează asupra eficienței la locul de muncă și să ai accident la semafor, cum a avut colegul tău. În momentul în care vezi lucrurile astea, se zice că ceva nu e în regulă. Am avut și eu pacient, un inginer de 40 de ani, care s-a trezit cu mașina în capul de pod de pe contrasens. Și atunci o și venit direct, și-a dus și aparatul pentru tratament, căutase pe Google, dar a fost un șoc. Problema e că noi avem tendința să minimalizăm, să zicem, se întâmplă altora, nu mi se întâmplă mie. Și atunci zi de zi ești obosit, mai dormi în weekend, ai senzația că așa trebuie să se întâmple după o vârstă, nu e așa. Adică boala asta poate afecta, iar cu cât sforă mai tare, cu cât simți că ești mai puțin obosit, mai puțin eficace dimineața sau peste zi, trebuie neapărat să tragi un semnal de alarmă și să vezi un medic pneumolog care se ocupă de somnologie. Cealaltă parte de care încercam să zic înainte era simptomatologia văzută de ceilalți colegi. Pentru că am avut și eu pacienți tineri, chiar recent am avut pe cineva, 33 de ani, cu diabet și cu hipertensiune arterială la 33 de ani. Un tip masiv, într-adevăr, fusese la cardiolog, fusese la diabetolog, avea tratament, dar nimeni nu-și pusese problema din ce cauză el are aceste două boli care apar, într-adevăr, pot apărea de la vârste mult mai înaintate. Ei, acest pacient are sindrom de apnee de somn, pentru că el, în timpul somnului, când corpul, o lăsa Dumnezeu ca corpul să se relaxeze și să recupereze, el era sub tensiune. Și se știe că tensiunea, hipertensiunea pulmonară, diabetul zaharat, a avut inclusiv pacienți cu tulburări de dinamică sexuală din cauza că în timpul somnului cade limba în locul acesta, iar tot corpul suferă. Am avut pacienți care se trezesc la vârste destul de tinere, 50 de ani, se trezesc noaptea odată de două ori pentru micțiune. Și merg la urolog. Și merg la urolog și n-au nicio problemă cu prostata și totuși au tratament de prostată. Și când le explic din ce cauză, pentru că sunt lucruri demonstrate, am cunoscut un profesor din Germania care s-a apucat în 86 să studieze această boală. Și care au demonstrat de-a lungul timpului prin studii că sunt lucruri care impactează întreg organismul. Iar deci, cel mai important... Practic, asta e o informație interesantă. Practic, cel care se trezește să urineze noapte de mai multe ori, nu întotdeauna este legat de problema prostatei, ci de o problemă de somn. Organismul se trezește sau produce acea trezire. Rinichii suferă, la asemenea cum suferă și creierul și inima, suferă de hipoxie, adică oxigenul scade și o reacție reflexă care se întâmplă. Și atunci pacientul când se trezește noaptea din somn și merge să facă treaba mică.
Da. Din cauza hipoxiei. Din cauza hipoxiei, da. Și practic se întâmplă o grămadă de fenomene. Am avut pacienți cu tuse recurente, cu tuse seacă persistentă, care nu i-am găsit nimic la bronoscopie, la computer tomograf, care avea hernie hiatală din cauza că în momentul în care noi inspirăm, se creează o presiune negativă în cutia toracică. Ei, în momentul în care se creează o presiune negativă, aerul atmosferic va intra prin legea fizicii să egalizeze. În momentul în care e pus un dop, un cep, cum spun eu, în momentul ăla, cutia toracică va rămâne cu o presiune negativă și se va trage din altă parte lichid. Și va veni sânge spre inimă și de asta sunt pacienți tineri care fac la 40 de ani tulbură de ris sau hipertensiune. Cardiac, da. Sau tuse recurentă, pentru că vine acidul din stomac, e efectiv aspirat, pentru că e o presiune negativă și va ajunge în gât. Iar când pacientul va respira, va trage acid în plămân și se trezește fie brusc noaptea din somn, tușind neavând aer, și aici se pun probleme de ast bronșic și sunt care tratați pentru ast bronșic, cu toate că nu au ast bronșic, sau tuse aceasta recurentă care se propagă ani de zile. Mi-am amintit de ceva, încercând să mă pregătesc pentru emisiunea noastră, căutând informații despre acest lucru, am dat peste informații foarte interesante într-un articol legată de legătura dintre fibrilații, mai ales fibrilanții nocturni. Cei care dezvoltă fibrilații undeva între ora 1 și 3 noaptea și apnea de somn. Se pare că este o legătură și pentru mine, eu fiind diagnosticat deja cu fibrilație, a fost o informație care imediat mi-a deschis ochii și mi-a ridicat sprâncenele, pentru că încep să se conecteze niște lucruri. În momentul când odată inima este obosită, că nu dorm cum trebuie, intri în hipoxie, mușchiul inimii încearcă să recupereze și atunci se declanșează, mai ales pe o predispoziție pentru un prefibrilant, pentru un cineva care a mai trecut prin fibrilație, se știe că un fibrilant va face din nou o recădere. Asta nu poate reprezenta decât un factor stimulant. Agravant. Sau un trigger, da. Un factor care provoacă. Da. Deci boală cardiacă, boala rinichilor, alte lucruri care pot agrava starea generală a pacientului. Bun, cum se diagnostichează? Ai pomenit la un moment dat un lucru interesant, laborator de somnologie sau laborator de diagnosticare. Ce presupune aceasta? Din păcate, la noi în țară sunt câteva laboratoare doar, câteva în mediul privat și Institutul Marius Nasta la București. Probabil în fiecare centru universitar sunt câțiva formatori. La București este domnul profesor Mihăl Țan și doamna Deleanu. La Cluj este doamna profesor Todea, care lucrează în clinica universitară și care au astfel de laboratoare de somn. Ce înseamnă? Înseamnă că pacientul doarme efectiv într-un salon, un salon cu un singur pat, care are un birou, o anticameră, dacă vrem, în care sunt niște monitoare și prin care pacientul este supravegheat, inclusiv cu cameră cu infraroșu. Poartă deci cameră niște video, cameră cu infraroșu. Da. Și poartă pe el niște senzori. E vorba de polisomnografie. Polisomnografia înregistrează și stadiile de somn. Și e foarte utilă și pentru parasomnii. De exemplu, somnambulismul este o parasomnie. Uh-huh. Dar sunt și altele. Din păcate, cum am spus, sunt doar câteva la noi în țară, dar cei mai frecvenți și în celelalte țări unde boala aceasta e cunoscută de multă vreme și studiată, în primul rând se face poligrafie ventilatorie. Asta e o investigație care se face în ambulator, adică pacientul poate să ia aparatul cu el acasă și îl montează cineva și doarme acasă în mediul lui, pentru că e foarte important și pacientul să fie în mediul lui, să fie în rutina zilnică. Da, mă gândesc că dacă aș putea dormi foarte relaxat știind că sunt observat și așa sunt stresat de somn, dacă mai ești stresat și de faptul că cineva te observă și ești cu camerele pe tine, probabil poate apărea o insomnie de asta, de stres. Da, aici e vorba de un algoritm. Sau somnul este indus, se face, nu? Nu. Deci omul este lăsat să doarmă când vrea el. Dar este un algoritm, adică nu o să intrăm direct la polisomnografie, ci în primul rând se face poligrafia, care implică un device, un aparat care se prinde pe piept cu două cleme, pe bluza de pijama sau pe tricou, cu două centuri cu senzori, una peste torace, una peste abdomen, și un pulsoximetru
iar din aparat mai vine o canulă care se pune la nas. Se poate dormi ușor, cu el nu e o problemă și asta poate face pacientul aia la casă. Dacă vedem, pentru că el ne va registra exact ce se întâmplă în timpul somnului, dacă, dacă există apnee mai mult de 5 pe oră și dacă îți de timp obstructiv sau de tip central sau mix, că pot să fie și și. Ei, în momentul în care nu reușim să dăm de capăt problemei, vom face polisomnografie, adică vom înregistra efectiv și stadiile de somn, pentru că atunci vom vedea exact și activitatea creierului. La nivel european, cei care au început au fost cardiologi, neurologi, deci cei care se ocupă de creier, tocmai pentru că au observat că în timpul somnului se întâmplă lucruri care afectează viața de zi cu zi. Da, da, da. Și, bineînțeles, la cardiolog este, de asemenea, un rezultat, o activitate a inimii anormală, care probabil a fost pusă în legătură cu stadiile de somn. Bun, odată ce cineva ar fi interesat să facă o asemenea analiză, bănuiesc că găsește în unul din aceste centre pe cineva care să îl diagnosticheze. Tu te ocupi de așa ceva? Deci este, poate apela cineva la tine dacă este interesat să se diagnosticheze? Da. Problema e la noi în țară, deocamdată se fac demersul, domnul profesor Mihăl Țan, care a fost președintele Societății Române de Pneumologie, a făcut demersul la minister ca să se deconteze prin casa de asigurări poligrafia, care e cea mai ieftină din acest algoritm. Se pare că o să se intre pe spital de zi, dar nu știm exact unde și care centre vor accepta să intre, pentru că raportat la costul european, noi suntem cu mult sub, dar oricum e un cost care afectează pacientul. În fiecare centru universitar, acum noi suntem, cred că la a treia generație de pneumologi, în special pneumologi, care fac competența de somnologie. Doamna dr. Oana Deleanu de la București a fost cea care a inițiat și în fiecare, practic, în fiecare centru universitar vor fi, sau în orășele mai mici, vor fi oameni care vor ști să facă poligrafie și să interpreteze poligrafie ventilatoare, respectiv polisonografia. Din păcate, pentru polisomnografie sunt puține laboratoare din cauza că materialul e foarte scump. Deci un polisomnograf cu tot cu cameră, adică tot laboratorul se ridică undeva la 50.000 de euro. Iar având în vedere că lumea, din păcate, precar, din punct de vedere economic, e chiar și zona noastră, e puțină adresabilitate. Și, da, atunci, și mai ales că mulți ignoră. Ignoră chiar dacă știu că au o problemă sau unii sunt complet ignoranți neștiind că, deci e o ignoranță nevinovată, că sunt și ignoranții vinovate. Știu că am o problemă, dar lasă că o amân, lasă că îmi revin, lasă că mă întorc pe partea cealaltă, lasă că mă întoarce soția când simte că sforăi. Știu că am problema asta, dar o neglijez. Sau omul chiar nu-și dă seama de ce este obosit și având atâta, să încercăm să popularizăm acest lucru și dacă cumva în mintea vreunui telespectator sună ceva de genul ăsta, stai că de asta sunt, așa cum să știi unde să apeleze. S-a diagnosticat problema, deci suntem în faza în care omul își face analiza, se diagnostichează că are o problemă, are mai mult de 5 incidente pe oră, dar asta însemna că este grav, ce depășește 30 grav. Ce depășește 30 este grav. Cei peste 5 e boală. De la 5 la 15 se consideră că nu este nevoie de tratament. E vorba de un regim de viață în care pacientul are în primul rând ținta de a scădea în greutate. Studiile arată că pacienții care scad în greutate cam 10% din greutatea lor își ameliorează cu 25% indicele de apnee hipopnee. Deci, acele numărul de evenimente pe oră. Eliminarea obezității ar fi unul dintre principalele obiective a cuiva care are o asemenea problemă. Și totuși, după scăderea în greutate și după primele măsuri, pacientul are în continuare o incidență mare a evenimentelor de somn. Ce-i de făcut? Deci, revenind la tratament, cei care au peste 15 evenimente pe oră de somn până la 30 se consideră o boală moderată, dar dacă pacientul are simptomatologie, noi avem o scală Epworth, așa îi spune, se găsește și pe net, în care pacientul se poate autoevalua cât e de somnolent în timpul zilei, în care se pun întrebări dacă adormi niciodată, câteodată, frecvent, întotdeauna, în anumite condiții, inclusiv la volan. În momentul în care pacientul, cum spuneai și tu și cum am avut și eu pacienta, doarme la volan, e clar că are o somnolență accentuată. Chiar dacă lui testul de somn arată un număr de evenimente între 15 și 30, se consideră că trebuie făcut tratament. Iar dacă are peste 30, nu mai intră în discuție, trebuie făcut tratament. Bineînțeles că metodele generale sau
tratamentul general, scădere în greutate, igiena pozițională a somnului, adică să încerce să doarmă multă vreme pe spate, să nu mănânce seara târziu, să nu bea cafea seara. Sunt foarte multe care le va afla când va veni la un cabinet de acest gen. Va trebui făcut un tratament care să elimine problema. Nu un tratament care să vindece. Singura care vindecă și în domeniul ăsta e chirurgia. Și atunci, la pacienții tineri care au anomalii ORL și le găsim o boală gravă sau moderată cu simptomatologie, îi trimitem la ORL ca să-i opereze, fie de defect de sept nazal, fie de polip. Am avut pacienți cu amigdale foarte mari care aproape închideau, obstrucționau complet traiectul aerului și în momentul în care am eliminat, de la 40, parcă aveau coborul la 0,5 evenimente. Deci era clar o problemă. La cei care sunt tineri, dar nu au problemele ORL, pe care, oricum, un consult ORL intră în algoritm. În momentul în care pacientul depistăm care are apnee de somn, va trebui să facă un consult ORL. Dacă avem pacienți tineri care nu au probleme ORL și până să înceapă ei să scadă în greutate, dar au boală și au boală severă în același timp, va trebui să facem un tratament care se face cu un aparat, noi spunem CPAP, eu le spun pacienților și o să folosesc și aici imaginea unui compresor, adică unui aparat care trimite constant o presiune în plămân, folosind, îi spunem noi, o atelă pneumatică, adică o coloană de aer cu anumită presiune care nu va lăsa limba să cadă spre posterior, o va ține prin presiunea aerului. Și pacientul își pune acea mască pe nas cu un aparat foarte mic și foarte silențios. Reclamele în vest, nu știu dacă la noi, că sunt mai puține, arătau pe reclamele la televizor sau pe perete la cabinet, soția dormind pe pieptul pacientului, pentru că pacientul nici nu mai sforăie sau sforăie foarte puțin față de cât sforăia înainte. Și atunci pacientul doarme cu acea mască pe nas, cu acel aparat care îl ajută să nu îi mai cadă limba, să nu mai facă apnee obstructivă în timpul somnului. Da, asta ai pomenit de pacientul care s-a izbit în capul de pod și a venit el însuși cu aparatul de acasă. La acest aparat te refereai? Sau, da, la acest aparat. Da, deci și l-a procurat singur. Da, la noi nu se decontează, da. Chiria la acest aparat în general, că sunt foarte multe firme, unele cu care am lucrat și în Franța, multinaționale, au aceeași chirie, se pleacă undeva de la 100 de lei pe lună. Iar dacă pacientul are probleme pulmonare grave, ținând o presiune constantă în plămâni, el nu mai poate să dea aer afară și va avea nevoie de un alt tip de aparat care e un pic mai scump, dar nu sunt prețuri foarte mari. Doar că nu e o problemă curativă, e doar simptomatică. Deci în momentul în care aparatul va fi luat, pacientul nu mai poate plăti, revine nu foarte repede, pentru că acea presiune pozitivă în căile respiratorii are și rolul de a crește tonusul mușchilor de la acest nivel. Și atunci va face apnee un pic mai puțin decât înainte și va reapărea după o anumită perioadă de timp dacă nu schimbă și regimul de viață. Da, de asta e foarte important, cântatul la instrument. Da, regimul de viață schimbat presupune un efort, dar un efort bănuiesc care e comparabil cu ideea de a pleca într-o călătorie. Eu, colegii mei și colegul pe care l-am amintit, călătorim mult. Cum îți iei aparatul cu tine ca să dormi în camera de hotel, îl montezi acolo, este greu de imaginat să ai o viață ușoară, mai ușoară, cărând aparatul și bănuiesc că are ceva dimensiune acest aparat, nu? E o servietă ca de laptop, deci nu asta ar fi o problemă. Pentru că e de mici dimensiuni, iar pacientul care folosește luni de zile aparatul poate să plece într-o călătorie de câteva zile, o săptămână, chiar poate două, fără să... Deci nu creează dependență. Nu creează dependență, adică nu știu în ce sens, la ce te referi la dependență. Că nu mai pot dormi fără. Poți să dormi fără, doar că nu vei dormi la fel de bine ca și cu aparatul. Am înțeles. Adică s-ar putea, nu imediat, pentru că... Tonusul va fi stimulat prin aparat luni de zile. În momentul în care mergi la mare într-un concediu de 7 zile, vei putea pleca fără aparat, în ideea că probabil pe sfârșitul sejurului vei avea mai multe apnee în timpul somnului, de a te reîntorci la el. Deci poți face călătoria. Acum nu pleci în străinătate 6 luni și stai fără aparat, pentru că în astea 6 luni, cu siguranță, 3 cel puțin, vei recădea în același stadiu de apnee ca înainte. Iată câte lucruri se întâmplă când noi nu știm nimic.
dormim și nu știm cât de multe lucruri se întâmplă cu organismul nostru și cât de multe lucruri periculoase. De ce este proverbul care spune că sunt mai mulți oameni care mor în patul lor decât mor în condiții pe care noi le-am considera riscante. Dacă am încercat să restrângem în câteva minute sfaturile pe care le-ai da prietenilor noștri care ne urmăresc, ce le-ai spune despre igiena somnului? Pentru că de fapt asta am discutat. De ce este important să dormim și care este igiena corectă a somnului? Așa cum avem o igienă dentară, avem o igienă a întregului corp, trebuie să avem o igienă, avem o igienă a minții, a creierului, trebuie să avem o igienă somnului. În primul rând să le respectăm ritmul nictemeral, adică ritmul de zi-noapte, în care fiecare avem anumit nevoie, pentru că e individualizat, o anumită perioadă de somn. Uh-huh. Acela oarecum să fie sacru pentru noi, să încercăm să dormim același număr de ore, iar când simțim în anumite condiții de stres că trebuie să dormim mai mult, să dormim mai mult, nu să tăiem de la acest nivel. Important ca pacientul să nu mănânce seara înainte să se pună în pat. Avem tendința din cauza că alergăm toată ziua, ajungem seara frânți, facem plinul, în ghilimele, după care ne punem la somn. Asta poate agrava apnea de somn. Pe unii se tem că vor intra în levitații dacă nu mănâncă. Să încerce să păstreze mesele de peste zi și aici e bine de văzut un nutriționist sau un medic diabetolog care se ocupă și de nutriție. Consumul de alcool. Poate că cei care ne urmăresc au puține tangențe cu lucrul acesta, dar alcoolul agravează apnea de somn. Prin agravarea sau creșterea sau scăderea crescută a tonusului muscular, inclusiv la nivelul căilor respiratorii. De asta se spune că cei care beau sfore mai tare, din cauza că mușchii sunt mai mari în acea zonă, iar creierul nu se mai poate trezi. De asta ți-a auzit poate de oameni tineri, 50 de ani, au mâncat, au băut, nu s-au mai trezit. Un om biat, când îl vezi ziua, abia poți să-l trezești, trebuie să-l arzi cu ceva să-l poți trezi. În timpul somnului, creierul acelui om nu se mai poate trezi la impulsul creierului care lucrează automat. Deci încercarea să nu se bea alcool, mai ales înainte de somn. Scăderea în greutate, sunt niște parametri pentru fiecare, pentru înălțime, pentru vârstă, încercăm să ne încadrăm în ei. Iar în momentul în care pacientul simte în primul rând de la anturaj, află că sforăie și că sforăie tare, și el simte că e somnolent ziua, că simte că nu mai dă randament, că e irascibil, că ar tot dormi dacă ar putea, în momentul ăla trebuie să caute un medic care se ocupă de somnologie. În special pneumologi, sunt și câțiva neurologi, din ce în ce mai mult. Suntem la treia generație în România, sunt câțiva formatori, în fiecare centru universitar este câte un formator, domnul profesor Voicu Tudorache la Timișoara, la Cluj doamna profesor Todea, domnul profesor Mihăl Țan, care a fost primul în România, care s-a ocupat cu doamna dr. Oana Deleanu. Deci sunt în Iași. Deci avem soluții, avem problema, dar avem și soluții. Da, sunt soluții. Mulțumesc foarte mult. Iată, dragi prieteni, cât de multe lucruri trebuie să aflăm despre corpul nostru ca să funcționăm corect. Somnul nu e o joacă și mai ales mă adresez tinerilor acum care abuzează de corpul lor. Se mențin întregi cu diferite substanțe, cu diferite energizante, fac abuz de cafea, crezând că în felul acesta își vor recupera cât mai mult din viață. Nu, dragii mei, pierdeți din viață și vom plăti dublu chitanțele pentru nedormit. O spun din proprie experiență ca unul care sunt pățit, ca unul care a murit sistematic somnul și acum sunt în situația în care îmi urmăresc cu mare grijă somnul și cu binefăcătoarea complicitatea prietenului meu, doctorul Ciprian Sturz. Trebuie să ne punem sub autoritate și să înțelegem că biserica are diferite daruri și diferite competențe. Unele dintre aceste competențe sunt în domenii de care lumea modernă are nevoie din ce în ce mai mult. Și unul dintre aceste domenii este domeniul igienei somnului. Ce pot să vă urez? Să dormiți bine și să dormiți corect. Aceasta va șura la finalul unei asemenea emisiuni. Mulțumim încă o dată, mulțumesc, dr. Ciprian Sturz.